Municipiul Suceava a finalizat implementarea proiectului cu fonduri europene care prevede revitalizarea spațiului public urban din municipiul Suceava pe malul drept al râului Suceava. Obiectivul principal al proiectului a fost reconversia și refuncționalizarea unui teren degradat din municipiul Suceava pentru îmbunătățirea, revitalizarea, reducerea poluării aerului și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului în mediul urban. Terenul utilizat are o suprafață de 155.560 de metri pătrați, iar după amenajare cuprinde alei pe traseul Belvedere din piatră naturală pe o suprafață de 4.050 de metri pătrați, alei principale și secundare, inclusiv piste pentru bicicletă, pe o suprafață de 9.755 de metri pătrați, platforme cu caracter sportiv pe o suprafață de 1.475 de metri pătrați, spații verzi amenajate pe o suprafață de 140.050 de metri pătrați și platforme de acces și suprafețe carosabile pe o suprafață de 230 de metri pătrați. Suprafața este împărțită în două zone, una dedicată activităților sportive, cu terenuri de fitness, aerobic, platforme pentru sport și una de relaxare și odihnă în aer liber, dar și pentru activități culturale. Noua zonă de promenadă și agrement dispune și de un sistem de iluminare cu becuri LED la sol, ceea ce o face extrem de spectaculoasă după lăsarea întunericului, dar și de sisteme de irigații subterane pentru gazonul amenajat, sisteme Wi-Fi și posibilități de acces inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă. Valoarea totală a investiției a fost de 16,2 milioane de lei, inclusiv TVA.